Ministerul Educației a anunțat o majorare a burselor sociale pentru studenți, care vor crește cu 25 de lei în anul universitar 2024-2025. Potrivit unui ordin recent publicat în Monitorul Oficial, noul cuantum minim al burselor sociale va ajunge astfel la 925 de lei pe lună, față de 900 de lei anterior. Universitățile sunt obligate să ajusteze sumele burselor pe care le oferă, în conformitate cu noile prevederi care vor intra în vigoare la aproximativ o lună după debutul cursurilor. Ordinul 7296 din 2024 specifică faptul că bursele sociale acoperă cheltuielile minime de masă și cazare, având ca scop sprijinirea studenților în contextul costurilor crescute. Creșterea de 25 de lei reprezintă o majorare de aproximativ 2,77%. Pe lângă bursele sociale, ordinul stabilește și cuantumul burselor pentru studii de doctorat, care rămâne la 3.700 de lei, și pentru programele de licență didactică cu dublă specializare și masteratul didactic, care vor beneficia de aceeași sumă. De asemenea, ordinul stabilește cuantumul burselor de excelență olimpică pentru studenți, diferențiat în funcție de nivelul distincției obținute: 3.700 de lei pentru premiul 1, 2.775 de lei pentru premiul 2 și 1.850 de lei pentru premiul 3.